În după amiaza zilei de 27 noiembrie, la centrul de primire urgențe al spitalului din Roman a fost adus în stare deosebit de gravă un copil bolnav de autism care a căzut de la etajul al doilea al școlii de educație inclusivă Roman. Transportat la centrul de primire urgențe, copilul a primit unele îngrijiri, după care s-a decis transferarea acestuia la Iași. Și 7 noiembrie, în jurul orei 20, a fost adus la centru de primire urgențe cu ambulanța un copil în vârstă de 7 ani care a fost diagnosticat cu policontuzie prin cădere de la înălțime de 4 metri. Din afirmațiile celor de la ambulanță, pacientul era diagnosticat și cu autism. Se pare că responsabilitatea integrală referitoare la cele întâmplate revine personalului de serviciu, total insuficient pentru supravegherea unor copii cu nevoi speciale, de regulă cu afecțiuni neuropsihice grave, ca cei internați în această instituție. Școala de educație inclusivă de la Roman se găsește în directa coordonare a Inspectoratului Școlar și a Consiliului Județean Neamț.